Bine ați revenit la probleme de mecanică rezolvate. Problema de azi este despre mișcarea unui corp cu frecare pe o suprafață orizontală. Să vedem textul. Puteți vedea datele problemei și la primul punct, la punctul A, ni se cere să calculăm coeficientul de frecare dintre corp și suprafața pe care alunecă. Știind că, după ce parcurge 2 metri, energia cinetică a corpului se reduce la jumătate. Cum facem să apară aici coeficientul de frecare? Atunci când un corp se mișcă alunecând pe o suprafață orizontală și e singura forță care acționează asupra lui pe orizontală, este forța de frecare, așa cum vedeți în acest desen, ecuația principiului fundamental se poate scrie minus forța de frecare este egal cu masa ori accelerația. Semnul minus apare pentru că forța de frecare e o forță rezistentă în acest caz, frânează corpul, micșorează viteza și de aceea este cu semnul minus. Sau dacă vreți, pentru că unghiul dintre ea și deplasare este 180 de grade. Și atunci accelerația se va putea calcula ca fiind minus forța de frecare împărțită la masă. Dar forța de frecare la alunecare, forța de frecare dinamică, atunci când corpul se mișcă, pentru că există și forță de frecare statică, am discutat despre asta în alte materiale, se calculează cu formula coeficientul de frecare înmulțit cu apăsarea corpului pe suprafața pe care se mișcă, dar în cazul nostru apăsarea este egală cu greutatea, deci forța de frecare se poate scrie mu ori m ori g. Și atunci accelerația va fi minus mu ori m ori g, supra m, masa se simplifică și găsim că accelerația este minus mu ori g. Deci am făcut să apară coeficientul de frecare. Accelerația corpului nostru este minus mu ori g, accelerația gravitațională, g mic. Asta înseamnă că dacă vrem să găsim coeficientul de frecare, trebuie să găsim accelerația. Și accelerația, mișcarea noastră fiind uniform variată, apare în formula lui Galilei. Putem scrie că viteza finală la pătrat este egală cu viteza inițială la pătrat plus de 2 ori accelerația înmulțită cu deplasarea. Știm deplasarea, 2 metri, deci vorbim acum despre mișcarea pe primii 2 metri a mobilului nostru. Dar nu știm viteza după ce parcurge 2 metri, care e viteza finală în această mișcare. Însă problema ne spune că există o relație între energia lui cinetică în momentul în care a parcurs 2 metri și energia lui cinetică inițială, și anume energia lui cinetică după ce a parcurs 2 metri este doar jumătate din cea inițială. Și atunci putem scrie așa mv pătrat pe 2, care e energia cinetică a corpului după ce a parcurs 2 metri, este jumătate din energia lui cinetică inițială, care este mv0 pătrat pe 2, și atunci trebuie să înmulțesc cu 1 pe 2. Și dacă înmulțesc această ecuație cu 2 supra m, atunci rămâne v pătrat este egal cu v0 pătrat supra 2. Adică rămâne o relație între viteza după ce a parcurs 2 metri și viteza inițială, exact ce ne trebuie pentru formula lui Galilei. Aceste două viteze apar în formula lui Galilei. Și atunci substituim aici v pătrat cu v0 pătrat supra 2,
este egal cu V0 pătrat plus 2AD, care se poate scrie 2AD este egal cu minus V0 pătrat supra 2, dacă îl trecem pe V0 pătrat în stânga și facem calculul. Și de aici rezultă că accelerația este minus V0 pătrat supra 4 înmulțit cu D, cu deplasarea, care e 2 metri. Și acum putem să calculăm valoarea accelerației. Accelerația este minus V0 este 4 metri pe secundă, 16 metri pătrați pe secundă la pătrat, supra 4, deci am semnul minus în față, 4 ori 2 metri. Și am 16 împărțit la 8, 2 metri pe secundă la pătrat. Deci valoarea accelerației este minus 2 metri pe secundă la pătrat. Dar accelerația este minus mi ori g. Și asta înseamnă că mu, coeficientul de frecare, este minus a supra g. Rezultă, în cazul nostru, mu este egal cu minus 2 metri pe secundă la pătrat supra 10 metri pe secundă la pătrat, valoarea accelerației gravitaționale, 0,2 este valoarea coeficientului de frecare. Și am răspuns la prima întrebare. A doua întrebare, ce distanță totală parcurge corpul până la oprire? Ce distanță parcurge până se oprește? Aici putem rezolva în două, poate chiar mai multe moduri. Odată putem să ne gândim așa, de ce scade energia cinetică a corpului? Pentru că prin frecare se transformă în căldură. Și după ce va parcurge o anumită distanță, toată energia lui cinetică va fi căldură și corpul se va opri. Dar câtă căldură se produce? Cât este lucrul mecanic al forței de frecare? Și lucrul mecanic al forței de frecare în modul este produsul dintre forța de frecare și deplasare. Adică lucrul mecanic este proporțional cu deplasarea. Și asta înseamnă că dacă pe primii 2 metri a pierdut jumătate din energia cinetică, înseamnă că pe următorii 2 metri pierde încă jumătate și atunci nu mai are deloc energie cinetică, corpul se oprește. Deci distanța totală pe care o poate parcurge este 4 metri. Al doilea mod de rezolvare este folosind ecuația lui Galilei, pentru că noi știm acum că accelerația corpului nostru este minus 2 metri pe secundă la pătrat. Și atunci scriem așa, viteza lui finală la pătrat, care este 0, corpul se oprește, este viteza lui inițială la pătrat plus de 2 ori accelerația ori distanța parcursă. Și acum acest de mic reprezintă distanța totală parcursă până când corpul se oprește. Putem scrie atunci că 2AD este egal cu minus V0 pătrat sau D este egal cu minus V0 pătrat supra de 2 ori accelerația. Și putem să facem calculul. D mic va fi minus V0 pătrat 4 metri pe secundă la pătrat, 16 metri pătrați pe secundă la pătrat, supra de 2 ori accelerația minus 2 metri pe secundă la pătrat. Și minus cu minus o să-mi dea plus, calculăm o distanță, așa ne-am și așteptat. Aici se simplifică secundă la pătrat și odată metrul și rămân metri. Iar 16 împărțit la 4 este 4. Deci distanța este 4 metri, adică atât cât am găsit și prin prima metodă. A treia întrebare. Corpul fiind în repaus, asupra lui acționează o forță orizontală de 15 newtoni și noi trebuie să calculăm cât lucru mecanic trebuie să efectueze această forță până în momentul în care
corpul capătă energia cinetică de 90 de juli. Situația o vedeți în acest desen. De data asta, în afara forței de frecare, a mai apărut o forță, forță orizontală. Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este dacă forța respectivă poate să accelereze corpul nostru. Pentru asta ea trebuie să fie mai mare decât forța de frecare. Forța de frecare dinamică, la alunecare. Forța de frecare, am spus deja, se calculează cu formula mu ori m ori g mic, coeficientul de frecare mulțit cu masa corpului și cu accelerația gravitațională. Și în cazul nostru, ea are valoarea, am calculat coeficientul de frecare, este 0,2, masa corpului este 5 kg, iar accelerația gravitațională este 10 metri pe secundă la pătrat. 0,2 ori 10 e 2, 2 ori 5 este 10, deci forța de frecare are valoarea 10 kg metru pe secundă la pătrat, înseamnă newton. Înseamnă că forța care acționează asupra corpului nostru și care are valoarea de 15 newton poate să accelereze corpul. Ca să putem calcula lucrul mecanic efectuat de această forță, trebuie să știm pe ce distanță trebuie să acționeze ea, pentru ca la finalul parcurgerii acelei distanțe, corpul nostru să aibă energia de 90 de juli. Pentru că avem o formulă pentru energia cinetică, în care apare masa și viteza corpului, putem calcula ce viteză trebuie să atingă corpul pentru ca energia lui să fie de 90 de joule. Avem relația energia cinetică este masa ori viteza la pătrat supra 2, de unde rezultă că viteza la pătrat este de 2 ori energia cinetică împărțită la masa corpului. Adică în cazul nostru, viteza pe care trebuie să o atingă corpul ca să aibă energia cinetică 90 de joule la pătrat, va fi de 2 ori 90 de joule supra masa corpului 5 kg. 5 și 90 se simplifică cu 5 și avem acolo 18, ceea ce înseamnă 2 ori 18, 36 de joule newton ori metru, newtonul este kilogramul metru pe secundă la pătrat, înseamnă că obținem aici 36 de metru pătrat pe secundă la pătrat și asta înseamnă că viteza pe care trebuie să atingă corpul nostru este de 6 metri pe secundă. Dacă va avea viteza de 6 metri pe secundă, va avea energia atât cât cere problema, 90 de joule. Și acum putem folosi formula lui Galilei. Pentru că știm viteza finală, știm viteza inițială, viteza inițială este 0, corpul pleacă din repaus, dar ar mai trebui să știm și accelerația, pentru că formula lui Galilei pentru mișcarea noastră va fi V pătrat egal cu V0 pătrat, nici nu mai scriu, pentru că nu avem viteza inițială, de 2 ori accelerația ori distanța. Și noi vrem să calculăm distanța, dar avem nevoie de accelerație. Cât este accelerația? Pentru asta scriem principiul fundamental al dinamicii pentru mișcarea pe orizontală a corpului nostru. Așa cum vedeți în desen, pe orizontală avem doar două forțe, forța F și forța de frecare. Și atunci principiul fundamental se poate scrie F minus forța de frecare este egal cu masa înmulțită cu accelerația. Accelerația va fi atunci egală cu forța minus forța de frecare supra masă, adică va fi 15 newton minus 10 newton, valoarea forței de frecare, supra masa corpului, care este 5 kg. Și atunci accelerația se vede că are valoarea 1 metru pe secundă la pătrat. Și acum, în formula lui Galilei pentru mișcarea accelerată a corpului nostru,
Singura necunoscută este D, distanța parcursă. Putem să-l calculăm, deci, pe D, distanța pe care acționează forța F. D este egal cu V pătrat supra de două ori accelerația. Adică D va fi viteza la pătrat 36 de metri pătrați pe secundă la pătrat supra de două ori accelerația, adică 2 ori 1, 1 metru pe secundă la pătrat. Și rezultatul se vede că este 18 metri. Și în sfârșit, acum știm și forța și deplasarea, putem să calculăm cât lucru mecanic efectuează forța de 15 N pentru a accelera corpul până când acesta are energia cinetică de 90 de joule. Lucrul mecanic este forța ori deplasarea. În cazul nostru, forța și deplasarea au aceeași direcție și același sens. Deci nu mai avem cosinus de alfa, adică avem, dar n-are rost să-l scriem pentru că este 1. Și atunci lucrul mecanic va fi 15 N înmulțit cu 18 metri, valoarea distanței, adică va fi 180 plus 90, 270 de juli. Lucrul mecanic efectuat de forța F până când corpul nostru ajunge la energia de 90 de juli, energia cinetică de 90 de juli, este 270 de juli. De ce e mai mult? Unde e restul? Restul s-a transformat în căldură, pentru că am avut frecare. Și putem verifica acest lucru, pentru că am stabilit deja că se degajă atâta căldură cât lucru mecanic efectuează forța de frecare. Și acel lucru mecanic al forței de frecare în modul este forța de frecare înmulțită cu deplasarea. Iar forța de frecare știm că are valoarea de 10 N. Și atunci am 10 N înmulțit cu 18 metri. Lucru mecanic al forței de frecare este 180 de joule. Și 180 de joule, care e lucrul mecanic al forței de frecare și care, de fapt, este energie degajată sub formă de căldură, plus 90 de joule, care e energia cinetică a corpului, este lucrul mecanic al forței care a mișcat corpul pe suprafață. Și în acest fel am verificat și legea conservării energiei. Ultima întrebare. Sub ce unghi, să-i spunem alfa, trebuie să acționeze o forță de modul dat asupra corpului nostru care se poate mișca cu frecare pe suprafața orizontală pentru ca accelerația corpului să fie maximă? În acest desen, vedeți despre ce-i vorba, avem o forță F de modul dat, dar care poate să își varieze unghiul pe care îl face cu orizontala, unghiul alfa, și trebuie să găsim care este unghiul alfa la care accelerația corpului nostru va fi maximă. Dar întâi să vedem de ce există un unghi pentru care accelerația este maximă. Ca să rezolvăm problema, trebuie să descompunem forța F pe două direcții, o direcție orizontală și una verticală. Pentru asta, ducem întâi direcțiile respective, orizontala și verticala, atât prin vârful forței F, cât și prin originea ei, așa cum vedeți în desen. Și acum a apărut paralelogramul forțelor, care în cazul ăsta este un dreptunghi, pentru că unghiul dintre verticală și orizontală este 90 de grade și putem desena componentele forței F. Și avem atunci un FO, componenta pe orizontală, și un FV, componenta pe verticală. Ce alte forțe mai acționează? Păi mai acționează greutatea, orice corp cinstit are greutate, și reacțiunea din partea planului.
corpul apasă pe plan, pe suprafața pe care se poate mișca și atunci și suprafața apasă asupra lui. Dar această reacțiune notată în desen cu N nu este egală de data asta cu greutatea. Pentru că ecuația de echilibru pe verticală se scrie acum așa. Greutatea minus componenta forței pe verticală și minus N este egal cu 0. Și de aici rezultă că N, apăsarea, este greutatea minus componenta pe verticală a forței noastre. Componenta pe verticală care vedeți din desen că se poate scrie F înmulțit cu sinus de alfa. Vom avea nevoie de expresia apăsării dintre corp și suprafață, așa că voi lăsa această formulă aici. De ce avem un maxim? De ce atunci când variază unghiul forței cu orizontala, avem un maxim, la un moment dat accelerația devine maximă? Să vedem, să scriem expresia accelerației. Principiul fundamental ne dă următoarea ecuație pentru mișcarea corpului nostru pe orizontală, și anume F indice O, forța care accelerează corpul, minus forța de frecare este masa înmulțită cu accelerația. Adică F indice O este F înmulțit cu cosinus de alfa, și atunci am F ori cosinus de alfa, minus forța de frecare este produsul dintre coeficientul de frecare și apăsare, este mu ori N, egal cu masa ori accelerația. Dar N are această expresie. Și atunci am în final ecuația F ori cosinus de alfa, minus mu pe lângă G mare, pe care scriu M ori G mic, minus F ori sinus de alfa, egal cu masa ori accelerația. Și atunci accelerația se poate scrie, dacă desfac paranteza aici, între termenii aceștia pot să-l dau factor comun pe F, va fi F pe lângă cosinus de alfa și minus cu minus aici o să fie plus, plus mu ori sinus de alfa, minus mu mc, totul supra m. Este expresia accelerației. Și acum înțelegem de ce există o accelerație maximă, pentru că am aici o paranteză care își schimbă valoarea în funcție de unghiul alfa. Dacă alfa crește, cosinus de alfa scade, dar sinus de alfa crește. Și există o anumită valoare a lui alfa, a unghiului alfa, pentru care această paranteză va avea valoarea maximă. Imediat vom vedea cât este această valoare. Întâi vreau să scriem un pic altfel această accelerație, și anume F pe lângă cosinus de alfa plus mu ori sinus de alfa supra m și minus mu mg supra m mu ori g. Pentru că dacă o scriu așa, văd că a apărut minus mu ori g, care este accelerația corpului nostru, ar fi accelerația corpului nostru dacă s-ar mișca fără acțiunea altei forțe decât forța de frecare. Adică dacă ar fi lansat pe suprafața orizontală și s-ar mișca din inerție, atunci accelerația lui ar fi minus mu ori g. Și acum să ne gândim când ar fi maximă această paranteză, dacă n-ar fi frecare, atunci mu ar fi 0. Ar rămâne doar cosinus de alfa. Și atunci paranteza ar fi maximă când cosinus de alfa ar fi maxim, adică atunci când ar lua valoarea 1, adică atunci când alfa ar fi 0. Deci dacă nu există frecare, obținem accelerația maximă când forța acționează pe orizontală.
pentru că nu avem forță de frecare. Corpul nu trebuie săltat ca să scadă forța de frecare. Nu există forță de frecare. Cel mai simplu mod de a afla unde are această funcție de alfa, valoarea maximă, pentru ce valoarea lui alfa, valoarea ei este maximă, este prin calcul diferențial. Adică dacă voi egala derivata acestei funcții cu 0, atunci voi putea găsi pentru ce valoare a lui alfa am un extrem pentru funcția mea, în cazul ăsta un maxim. Și derivata acestei funcții de alfa, cosinus de alfa plus miosinus de alfa, este, cosinus de alfa este derivat minus sinus de alfa, plus mu ori sinus de alfa derivat cosinus de alfa. Și dacă egalez cu 0, obțin o ecuație în alfa și ecuația arată astfel, mu ori cosinus de alfa este egal cu sinus de alfa. De unde găsesc că mu este egal cu tangentă de alfa sau scris așa cum ne interesează pe noi, tangentă de alfa este mu. Și atunci unghiul pe care îl căutăm este arc tangentă de mu. Deci alfa este arc tangentă de mu. Și am găsit un lucru interesant, că unghiul la care accelerația va fi maximă este tocmai unghiul de frecare. Pentru că arc tangentă de mu este unghiul de frecare care e foarte important atunci când discutăm despre mișcarea pe plan înclinat. Încă ceva, rezultatul acesta se poate găsi și fără calcul diferențial, dar cu mai multă muncă. Și anume, aici la numărător am o funcție în alfa și pot să o transform într-o funcție de gradul 2. Dacă, de pildă, cosinusul de alfa îl scriu radical din 1 minus sin pătrat de alfa. Și atunci voi obține o funcție de gradul 2 în sinus de alfa, pe care dacă o egalez cu 0, obțin o ecuație de gradul 2 în sinus de alfa, fac substituția sinus de alfa egal cu x, ca să fie mai ușor de lucrat, și știm că maximul unei funcții de gradul 2 este atunci când x ia valoarea minus b supra 2a. Așa că trebuie să identific în funcția mea cine este b și cine este a. Și apoi să scriu sinus de alfa egal cu ce vedeți acolo și se obține același rezultat. Puteți să încercați. Atât pentru azi. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!